suntem la ediția 8-a a coloviului anual pe care l-am inițiat în urmă cu 8 ani în cadrul Departamentului de Cercetare Sociomană a Universității și anume mai precis în cadrul Centrului de Studii Biblico-Filologice Monumenta Linguae Daco-Romanorum, întemeiat în 2009 cu scopul precis de a edita Biblia de la București și manuscrisele contemporane paralel. Coloviul nostru a devenit destul de vizibil în spațiul de specialitate, deși, după cum ni se spune și spunem și noi, ocupăm o fâșie de interes, o nișă destul de precisă și de restrânsă. Ceea ce vreau să spun este că această idee trebuie cumva nuanțată, ba chiar, să zicem așa, reformulată. De fapt, prin domeniul nostru comun de preocupări, noi ne situăm într-unul dintre cele mai importante zone, într-una dintre cele mai importante zone sau punct al cunoașterii umaniste. Dincolo de ceea ce a însemnat Sfânta Scriptură, că este cea mai des citită carte, de faptul că ea stă la baza culturii europene, după cum am spus, și astfel ne întoarcem într-un fel la rădăcinile acestea, și este important pentru că unii nu știu, alții nu recunosc aceste rădăcini. Și poate prin această manifestare și altele asemenea acesteia, poate trezim un pic interesul, ceea ce este foarte important. Sigur, spune atât de frumos, pe de o parte, mihedinți, că un popor valorează cât a înțeles el de Sfânta Scriptură, iar un mare profesor de teologie de la Academia Teologică de la Arad, mort la Iud în 1961, a scris despre aceasta cele două volume foarte frumoase, Pereche, Religia Iubirii și Religia Culturii. Iar un autor francez, scriind o carte în traducere, Florile Ierne, se întreba dacă ne putem imagina ce ar fi însemnat sau ce ar însemna lumea fără contribuția creștinismului și a Sfintei Scripturii. Și spunea să ne închidem ochii pentru câteva clipe, să facem un exercițiu de imaginație. Ce ar însemna de pildă arta? Și spunea, fără arhitectură de inspirație creștină, ce ar însemna pictura, ce ar însemna poezia, ce ar însemna muzica, așa mai departe. Zice că, și de că am deschide ochii, am vedea că este un imens pustiu.